Bună și bine ai venit la acest video! În acest video îți voi prezenta 3 tehnici de autovindecare prin puterea minții. De-abia aștept să începem! Bună Sunt Eugen Popa, sunt președintele Asociației de Himnoză și în acest video vom despre cum poți să-ți folosești puterea minții pentru autovindecare, dar nu înainte de a te invita, de a te ruga desigur să te abonezi la acest canal dând click pe butonul de aici și apoi pe, clopoțel pentru a primi notificare sau notificări. Ori de câte ori postăm un video nou sau un curs online, cum este acesta, un curs gratuit de autovindecare. Haide așadar să începem acum. Să vorbim despre prima dintre aceste tehnici de autovindecare. Și anume, ce aș vrea să faci este să te gândești la vindecarea ta. Dacă, zicem, să zicem, că tu ai o problemă, să spunem că ai ceva anume pe care vrea să o rezolvă, o, o problemă fizică, eu știu, cu o boală ceva fiziologică, corporală, sau o suferință psihologică sau una emoțională. Oricare ar fi ea, nu contează. Dar vreau să te gândești bine, să fie foarte clar în minte acum acea problema, acea suferință, acea boală pe care vrei să o vindeci, de care vrei să scapi. Aștept. Ok, sper că te-ai gândit, sper că ți-e clar acum și acum hai să mergem mai departe și am o întrebare pentru tine și chiar te rog să răspunzi la această întrebare în comentariu la acest video, să răspunzi așadar la această întrebare și să îmi spui care este pentru tine acel spațiu în care problema aceasta Suferința aceasta, boala aceasta, dacă vrei, pe care vrei să nu o mai ai în viața ta, care este acel spațiu în care ea um, va fi imposibil să nu se rezolve. Cu alte cuvinte, am să dau un exemplu. La un moment dat cu cineva și îmi spunea că avea o boală, nici nu știu ce problemă avea, o, o, o problemă de sănătate, oricum, da? Și l-am întrebat, ok, dacă această problemă pe care o ai acum, dacă ea ar fi să se vindece și să fie imposibil să nu se vindece, care ar fi acel spațiu sau acel loc unde vindecarea bolii tale, vindecarea problemei tale s-ar produce super rapid, super ușor și așa, fără drept de apel, adică ar fi imposibil să nu se vindece. Care ar fi acel spațiu? Și spune, o peșteră specială undeva în munți. Perfect. Da? Deci nu contează unde. Altcineva îmi spune, într-un într-un spital, într-o cameră de spital, la da? nu orice spital, e un spital special, nu știu unde. Am auzit-o de nu știu ce spital, nu știu unde. Altul spune, la mine în birou, că acolo am niște energie aparte. Nu contează unde. Contează că e important ca ție să-ți clarifici care este acel spațiu unde este imposibil ca această problemă cu care tu te confrunți. Să continuă să existe. Așa că, odată ce ți-ai clarificat acel spațiu, imaginează-ți ca și cum ești chiar acum în respectivul spațiu, și fiind datorită faptului că te afli în acel spațiu, procesul de vindecare deja începe să se deruleze. Așa că, imaginează-ți chiar acum că ești în acest spațiu de vindecare. Și deja observi în mintea ta, prin imaginație, cu ochii minții, deja observi și simți cum apare acum această stare de sănătate și de autovindecare. Fă asta chiar acum. Excelent, perfect. Și poți să reiei acest exercițiu de sigur ori de câte ori vrei. Al doilea exercițiu de vindecare o să ne jucăm cu un element oarecum asemănător și anume cu culori acea poveste sau oricare, poți să iei orice altă, poți să iei altă problemă, altă suferință, altă boală, dacă vrei altceva, Doamne ferește să nu fie alte, de, dar, dar dacă ar fi să fie, poți să iei altceva sau să continui cu ceea ce ai început deja și acum vreau să te gândești la acea chestie pe care vrei să o rezolvi și gândește-te așa, eu te întreb, dacă ar exista, și chiar vreau să răspunzi în comentariul la acest video, dacă ar exista să fie o lumină de o anumită culoare care ar putea să te ajute pe tine în procesul de vindecare a acestei situații cu care te confrunți, ce culoare ar avea acea lumină? Și imaginează-ți acum acea lumină, de acea culoare, cum coboară asupra ta, cum uh, emană în ființa ta, înăuntru și în afară, ca și cum acea lumină emană și dinăuntrul tău și din afara ta. imaginează cum acea lumină se duce pe zona respectivă uh, a corpului, spre exemplu, sau se duce în acea parte a minții sau a sufletului tău care are nevoie de această culoare, de această lumină și, efectiv, cum această lumină vine acum și vindecă întreaga ta experiență. Fă asta acum! excelent, foarte bine. Vezi cât de ușor este? Hai să facem și al treilea exercițiu de autovindecare și anume, acea zonă a corpului tău sau a sufletului tău sau a minții tale, dacă ar fi ca prin acea zonă să treacă un flux de energie, să spunem, sau mai mult chiar decât atâta, gândește la acea situație pe care vrei să o rezolvi și gândește-te la ea ca fiind, să spunem, blocată, înțepenită într-un fel. Fie că e o problemă la nivel fizic, la nivel emoțional sau la nivel mental, psihologic. Imaginează ca și cum există un blocaj acolo, ca și cum lucrurile nu curg, nu circule exact cum ar trebui să circule. Și dacă ar fi să te gândești acum la, această, la, această, la acest blocaj, ce anume ar trebui să se întâmple ca să apară de blocajul, ca să apară o liberă circulație a energiei, să spunem așa. Și aici nu vorbesc energie la modul psihopupu, așa, ci efectiv să simți că totul curge în mod natural de la sine foarte ușor și foarte simplu. Așa că clarifică-ți acest blocaj, să așa o, o, imagine, o privire cât mai clară în mintea ta despre acest blocaj și apoi observă cum se deblochează și ce ar trebui să se întâmple ca să se deblocheze. Fa asta chiar acum. Excelent! Iarăși un exercițiu foarte simplu, foarte ușor pe care oricine, oricând îl poate folosi pentru că autovindicarea este pentru toată lumea. Orice om poate să folosească aceste tehnici și să-și facă viața mai frumoasă, mai ușoară, mai sănătoasă mai ales. În acest video am vorbit despre trei tehnici de autovindecare, iar în video următor, care apare chiar acum aici în această ferestruică, în video următor voi face o ședință de autovindecare, o meditație de autovindecare, o meditație ghidată de autovindecare pe care o poți folosi și o poți asculta ori de câte ori dorești ca să poți să ai starea ta de vindecare exact așa cum îți dorești. Așa că ne vedem în următorul video, apasă aici pe butonel și ne vedem în video următor pentru meditații ghidate de autovindecare. Ne vedem acolo!